Ce am mai remarcat eu și, sincer, nu a fost în direcția în care mi-aș fi dorit. M-a frustrat un pic momentul în care m-ai pus să curăț fațada, mi-ai dat o cârpă, ia și curăț. Băi, nene, stai puțin că nu suntem în anii 90, trebuie doar să comandăm produsele profesionale, de ustensile. Da. Am trăit pe pielea mea, mi-a fost pusă cârpa în mână, cu siguranță vom remedia chestia asta. Hai să spun și ce m-a impresionat. Tu mi-ai spus că nu trebuie să ridici greutăți, dar nu procedez chiar așa. Mi-ai adus scara, iei bugăleata cu apă, muți, să fac. Te implici, te apleci, ridici, te jos. Deci... Dacă vreau să am un serviciu, trebuie, momentan. Am înțeles că nu prea ai super posibilități, că sunt proceduri destul de scumpe, da, și da, că da, nu le poți face într-un ritm cum ar trebui și cum are nevoie coloana ta. Da. Eu vreau să-ți ofer un voucher. Vai, nu pot să cred, Doamne. Vă mulțumesc din inimă, Doamne, nu pot să cred. Da, ce scrie acolo este adevărat. Pentru un an de zile ai terapia asigurată. Este cel mai bun centru. Vai, mulțumesc din suflet. Și am ținut cont de toți factorii. Am fost implicat chiar eu personal în tot ce înseamnă achiziția lui. Mulțumesc din suflet. Și așa, fără durere de spate, te vei putea implica mai mult. Pentru a-ți face timp să poți face tratamentul de kinetoterapie, pentru a-ți găsi momentele cele mai bune, îți mai ofer ceva. Pentru mama ta, pentru... Mulțumesc din inimă, Doamne Dumnezeule, ce bucurie mi-ați făcut. Ai 1000 de euro să-ți fie de ajutor. Mulțumesc din inimă, Doamne, nu pot să cred. Și să nu uităm de tot ce înseamnă ustensile profesionale, nu doar pentru salonul tău, pentru întreg lanțul. Și datorită ție, datorită explicațiilor tale și datorită felului tău de a fi, ai ajutat colegele tale din toate locațiile, vor lucra toate mult, mult mai simplu. Mulțumesc din inimă, mulțumesc din tot sufletul, mulțumesc. A fost o surpriză, un șoc, deci nu tremură picioarele, nu pot să cred pe cine am întâlnit. Și am stat de vorba, am mâncat, deci mi se pare ceva maxim, pe cuvântul meu. Am mâncat vorba aia, același covrig amândoi, deci fără cuvinte.